ajuta cu discursul său Camera Secretelor, Horațiu Stănculescu, care a răspuns la întrebarea serii cu relaxare. El este la lecția 3 din The Entertaining Speaker, Make Them Laugh. Discursul trebuie să fie, ca obiectiv, trebuie să fie plin de umor și experiență proprie, să adapteze și să personalizeze materialul plin de umor din surse externe, să livreze un discurs plin de umor. În aplauzele voastre, îl invit pe scenă, pe Horațiu, cu Camera Secretelor. În anul 2 de facultate, era să fiu dat afară din cămin. De ce? Pentru că mi-a luat un aparat foto, Panasonic TZ2, made in Japan. Pentru că dacă era chinezesc, singurii care făceau selfie-uri cu el după 4 ani erau șobolani de la patărât. Apropo de șobolani, cobaii mei, perfect, erau colegi. Colegi. Care, nu știu ce era în capul lor atunci. Dar acum încep să-mi dau seama după 10 ani de zile. Ți era și frică să deschizi ușa de la frigider, că de după pândea Studentus Panasonicus. Înarmat, cu prea mult timp liber, un rânjet în ochi și o sclipire în ochi, ioi, care băga în spereți pe oricine se afla în capătul obiectivului său. Asta până într-o zi, când mi-am dat seama că atunci când nu pozam, vorbeam. Și atunci când pozam, nu pozam în reviste sexy, bineînțeles. Nu că nu mi-aș fi permis. Pozam totuși colegi disperați, dar de dreptul disperați, frate. De-aia era să vă și de afară din cap. În restul timpului vorbeam. De aceea colegul din Mauritius, culmea, apropo de tema ședinței, îmi spunea Orange, pentru că vorbesc nelimitat. Ulterior, totul s-a schimbat, 180 de grade, într-o zi de Crăciun, când de prea multă poveste pe trenul spre casă, ne-am uitat camera întreagă. Bă, așa tare m-am enervat, încât timp de 6 luni nu mi-am vrut să-mi iau o cameră. Nimic nu putea să o locuiască. Camera mea perfectă. Până într-o zi însorită de sâmbătă. Cald. Când mi-a luat tălpășița și m-am dus la Julius Mall. Și acolo, în fața vitrinei, cu noul aparat Panasonic TZ4, se afla o gagică. O gagică simplă și generoasă atât în față, cât și în spate. Și culmea și maramureșeană. Ăsta știu să-ți gătească super fain. Tipa se uita la același aparat la care mă uitam și eu. Competiță. Și l-a abordat pe vânzător despre aparat. Și punea tot sub de întrebări. Vânzătorul făcea record la el și spunea așa, la cei 17 ani ai lui, când era la primul job, probabil, cu jumătate de normă, îi spunea ca în politică. Adică spunea mult, spunea frumos, dar de fapt nu zicea nimic. Eu când îl auzeam, hai, Doamne, și făceau ochii așa ca la păcănene. Din, 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 ping, ping, ping. Trecere și la băiatul. Și atunci mi-a picat fisa. Mă bat pe felie. Și am intrat frumos în dobă, s-a dus în Horațiu, hai să spun toate metodele, toate motivele pentru care trebuie să-ți iei acest aparat. Și începe mi-a răsuflat să enumăr 15 minute motivele pentru care mi-a luat eu aparatul, până când până când ochii fetei luciră ca două faruri înalte de se vedea din polus, frate. Și după 10-15 minute de marketing agresiv, am zis, bă, frate, am auzit o voce. Nu am o voce de obicei, asta e conștiința. Zicea, bă, băiat, bă, alo, șef, vezi că ăștia au un singur aparat și acum vreți amândoi. Tai, ioi.
urmă un moment de maximă tensiune. Dacă aș face eu o chestiune, o chestiune care se spune un mare neajuns al aparatului ca să se facă prea mult ea și nu rămâne mie. Dar am avut noroc. Maria, așa o chema pe tipă, și-a luat aparatul care era spus frumos un teșdian, un aparat argintiu, și eu l-am luat pe cel negru, pe cel pe care tocmai l-a văzut înainte. Și culmea, el era expus. Deci, avea în el un acumulator, plus încă unul pus în cutia lui Pro. Cum imaginați-vă fericirea colegilor. Doi acumulatori de două mai multe poze. Și ulterior am dat seama că pozele nu sunt suficiente. Adică, serio, poze, ce e? Am dat seama că a trebuit să trec la filmulețe. Și îmi filmam colegii făcând cele mai năstrușine ce lucruri. De exemplu, aveam un coleg care așa tare sporea, încât și portarul de peste două cămine l-auzea. Și încă un coleg, apropo, tipul din Maurițiu, sper că mă aude, așa, pe înregistrare, lui plăcea să joace badminton cu un coleg de la tehnică dentară, în casă, bineînțeles, folosindu-se de două fărașe de strâns gunoi. Ceea ce e o chestie, e foarte studențesc. Mi-am dat seama apoi că înregistrarea, pozele, filmele, nu mă fac fericit. Nu mă fac fericit pentru că eu aleg să trăiesc realitatea pe care mi-o arată acel mic ecran, indiferent dacă e televizor sau nu. Și nu mă implic în ea. Ce urma? Pasul următor care ar fi? Să văd o tragedie, să scot aparatul să încep să filmez, că am înțeles că ajută. Decât dacă aș întinde o mână de ajutor. Merită de mine. Apropo de chestia asta, apropo de filme și poze, o amintire interesantă pe care am chiar de anul trecut este când am dus la clinica de ortopedie. Iarăși, a 15 ori, la 10 ani, ca să înțelegi. Și, bineînțeles, aveam mâna stângă aranjată, că asta e, mai fac și sporturi extreme câteodată. Care din voi știți ce se întâmplă la ortopedie? Așa, care v-ați cărăpat câte un membru, așa? Mă, atâția, băi, ce bun. Așa. Pentru cei care nu știu, după ce te accidentezi, mergi acolo să-ți facă un film radiografic pentru a vedea cât de bine stau oasele, ligamentele și cât de lung trebuie să duci gips. Și intru acolo frumos, cum era și aici, ținând cu mâna dreaptă, mâna stângă, frumos, intru cu cotul, ca lumea, bună ziua, bună ziua, sunt de-a vostru, viitor medic, mi-am bulit mâna. Bă, și până să zic ceva, vine un tip foarte, foarte energie, foarte ce-a pățit, extraordinar. Am căzut. Vai, dar când ați căzut? După ce ați căzut, v-ați făcut filme? Zic, bă, băiatu, nu fac filme. Eu aleg să-mi trăiesc viața clipă de clipă. Morala? Nu vom mai faceți filme, fraților. Și nici poze. Pentru că altfel trece viața pe lângă voi. Mersi. Pentru inspirata informație de cu camera a secretarului. Bună seara! Brațiu azi trebuia prin proiectul lui să ne facă să râde. Și am observat câteva zâmbete, câteva râsete un pic mai sfioase, într-adevăr, dar eu zic că s-a și râs în urma discursului de Brațiu. În continuare, vreau să vă spun ce am observat eu, că Brațiu a bifat foarte bine la capitolul obiective și ce cred că ar fi putut face în plus, astfel încât să râdem în pohăte cu adevărat în această seară. În primul rând, Horațiu, te felicit pentru subiectul pe care l-ai ales. Consider că a fost unul dintre subiectele, un subiect foarte bine ales din perspectiva faptului că îți oferea foarte multe oportunități de a insera anumite glume. Și era de asemenea și un subiect cu care majoritatea dintre noi ne-am confruntat, și anume perioada facultății. La capitolul subiect, ce a mai fost foarte fain din partea ta, că era un fir epic foarte ușor de urmărit, și anume aparatul foto, care s-a regăsit de la început până la finalul discursului și pe parcurs.
Un alt aspect pe care cred că l-ai ghipat foarte bine în această seară a fost faptul că ai creat imagini vizuale atât prin descrierile pe care le-ai folosit, cât și prin expresii amuzante precum ochii fetei luciră ca două faruri care se vedeau de la pol. O altă expresie amuzantă a fost Horinj, vorbești nelimitat. Legat de sugestii pentru a ne face cu adevărat să râdem în bohote, am două pentru tine în această seară. În primul rând, îți sugerez să accentuezi frazele cheie din glumă, acele punchline-uri. De obicei, ajută pauzele înainte de a insera aceste fraze cheie. Așa am auzit. Un alt aspect pe care cred că ai fi putut să-l faci mai bine este acela de a folosi mai mult jocul de rol. Și mă refer aici la scene precum cea de la ortopedie, când ai avut și acel dialog cu persoana responsabilă de acolo. În acel moment am simțit că energia era undeva mai sus din partea audienței și zâmbetele și râsetele au fost un pic mai zgomotoase. Asta denotă faptul că aceste jocuri de rol și interpretarea personajelor, lucruri pe care tu faci foarte bine, ajută foarte mult ca audiența să râdă cu adevărat alături de tine. În concluzie, îți mulțumesc că ai pus în această seară niște zâmbete pe fețele noastre, atât prin subiectul pe care l-ai ales, prin glumele pe care le-ai inserat, prin imaginile vizuale pe care le-ai creat și îți sugerez ca în continuare să accentuezi acele fraze cheie din glume și să te folosești mai mult de acest atu al tău de a reinterpreta anumite jocuri de rol. Și aștept următorul discurs la care să râdem în hohote alături de tine. Mulțumesc!